Salutare, prieteni! Începe Trenul de Noapte cu Bubanu și Pali la RNTV. Bună seara, bună seara! Elefanți în toată țara. Da? Da. De la Botswana, pentru Germania, 20.000 de elefanți să trăiască. Nu e vreo nuntă dintr-o zonă anume. Pe la propriu, săraci, știi? Da, da, chiar se întâmplă. Că pot fi și nume astea, Botswana, Germania. Exact, da, da, nu am mai întâlnit. Da, da, nu, nu. E chiar de la Botswana pentru Germania, 20.000 de elefanți, da, să trăiască. Două state. Da. Din lumea asta largă. O să vedem de unde chestia asta. Da? De ce am spus noi așa în această seară la Trenul de Noapte? Pensia medie în Prahova este de 2120 de lei. Începem așa cu... Nici nu știu ce să-i o zic, mult, bună. O fi puțin. Mai puțin bună. Da. Spre mai puțin bună. Glumim, mă vă las seama. ZPL.ro. Suma este, am putea spune, la ce se întâmplă acum, aproape de rizuri. Da. Da. Fonduri europene, din păcate, fonduri europene pentru primul student din familie, titrează ziarul proiești.ro. Interesant titlu. Da, un proiect ăsta, da. Primul student din familie. Ok, prima casă, primul sandwich, da. Primul lapte, primul măr, primul student. Cinci tineri au fost răniți în urma, uite, studenți, ia fi. Cinci tineri au fost răniți în urma unui accident în care un autoturism condus de, atenție, un adolescent fără permis a lovit un pom. Până acum, o era ceva ieșit din comun. Tot în titlu. Conform rapoartelor, adolescentul era sub influența alcoolului și a drogurilor în momentul producerii accidentului. Da. Uite, tineri, capabili, da? Republicanews.ro scrie despre. Bă, da, pentru că și noi, na, trecând prin perioada asta destul de tulbure, și frumoasă în același timp, a existenței oricărea dintre noi, am făcut și noi destule prostii. Da. Inclusiv, am fost și sub influența alcoolului. O dată, de două ori, de trei ori. Da, nu la volan. Dar aveam o limită, era o linie roșie, da, demarcată acolo, de care nu ne învățase nimeni, practic, să nu trecem. Da, noi. Creierul, pentru că exact. Era creierul omului vechi, nu, da, creierul omului nou. Da, creierul omului vechi, deci așa este nu construit de natură. Așa, da. Știi Lina. Care este principala funcționalitate a creierului? Deci, dacă îl descrii pe el într-un fel, mai el nu te lasă să mori. Asta e, asta da. Face el. În tot. Dar nu te lasă să mori. Îți dă semne. Dacă te doare ceva, înseamnă că e neregulă. Dacă el îți dă semne. Zice, bă, vezi că nu e bine, fă ceva. Fă ceva, da? Sau nu face ceva. Da. Da. Aici, creierul omului nou este modelat altfel. Da? Și a dispărut treaba asta de să rămână în viață, da? Instinctul de supraviețuire. E totul pe ce se poate face mai prost și mai anapoda și mai anormal. Da? Ăștia așa fac. Acum, uite, ăsta deci a vrut să bifeze el tot. Și fără permis, și beat, și drogat. Din păcate a ieșit. Bun. Da. Republicanius.ro, trecem la știrea următoare, atac cibernetic sinistru, cu ghilimele de rigoare. Sinistru? Da. Milioane de americani au fost ținta hackerilor chinezi timp de peste 10 ani, ca și cum acum n-ar mai fi. Da. Sau chinezii, la rândul lor, nu sunt victime ale hackerilor din alte țări. Sau... Asta e o industrie. Da, da, ce face China e deja... Au trecut așa, adică... Se lau la nivel, corect. Închipuieți că e nivel de olimpiadă, dacă face o paralelă cu sport, așa, corect. Ce fac chinezii. Da, un articol a apărut de câteva zile și am zis, hai să-l luăm astăzi, că merită, totuși. Panorama, două puncte, un alt tip. Cum este distribuită avuția în lume și cât au românii din ea? Da. Actualitatea prahoveană.ro, interesant aici. Da, bine, răspunsul cred că putem. Da, să-l intuim așa. Intuim lezne, da. Mă rog, vedem, poate aveți praful surprize. De pe tobă. Poate aveți, eu știu, dar poate aveți surprize, cine știe. Okay. Nu că fac o paralelă între cât au românii din avuția globală și pensia medie din Prahova. Ok. Da, că să facem așa. Și ajungem, iată, și la știrea cu numărul 6, care dă și titlul frumoasei emisiuni. Supărat pentru că a fost criticat, titrează Digi24, președintele din Botswana amenință că trimite 20.000 de elefanți în Germania. Da? Sunt scene din filme de alea istorice. Da. Cu luptele... Am crezut că ăsta al Botswana, da, este nou Hannibal. Stai să vezi ce tăbară ăștia botswanezii cu elefanți. Pe nemții. Ok. Da. Acum, din păcate... Nu știu, nu prea îmi vine, dar țin cu nemții. Au dreptate, săraci. Au dreptate. I-au zis ăsta, bă, mai ușor cu
uciderea bietelor pachiderme, că nu e chiar așa. Și ăsta zice, da, să nu-i mai omor, ia luați-mă 20.000 de elefanți de aici. Da, da, și e chestie serioasă, că o să vedem un articol, nenea din Botswana, președintele, a zis că nu acceptă vreun refuz. Și îngrijorător pentru nemți ar fi și faptul că nu e la prima ispravă de genul ăsta. O să vedem că el a mai făcut niște cadouri. Da, bine, să vedem noi, dar așa, cadouri... Simbolice. Simbol. Un număr extrem de mic față de 20.000 de elefanți în Germania. Și oricum, unde a făcut el cadouri, se încadrează elefantul perfect pe acolo. Adică nici nu-ți dai seama că Botswana a trimis elefanți pe acolo. E tot în Africa, pe ai lui, prietenul lui pe acolo. Dar să vină 20.000 de elefanți în Germania, cum e asta? Ok. Bun. Hai să îi vedem pe ai noștri bătrânei din Prahova, cu pensia asta fabuloasă, medie de 2120 de lei. Pensia medie în Prahova este de 2120 de lei, scrie zpl.ro. Avem niște date și un pic de statistică, dar nimic în măsură să modifice cuantumul ăsta, el atât rămâne, 2120, din păcate. Da, la sfârșitul anului trecut, Prahova avea 189.751 de pensionari din zona asigurărilor sociale de stat. Pensia asta clasică. Clasică, da. Noi. Și 3.084 de pensionari agricultori. La pensia din agricultură te ia capul cei pe acolo. Da. Am văzut și pensii în agricultură de 7 lei. De exemplu. Da, de 8 lei. De ce, Dumnezeu? Despre ce vorbim? Comparativ cu trimestrul 3-2023, numărul mediu al pensionarilor de asigurări de stat a scăzut în trimestrul 4-2023 cu 216 persoane. Nu știu cum au împărțit ăștia perioada, dar mie îmi sună totalmente aiurea trimestrul să depășească 3. Da. Da? Trimestrul 18, trimestrul 39, trimestrul 125, da? Trimestrul 4. Da. O perioadă o împarți în trimestre în 3. Că de-aia se cheamă trimestru. Nu știu de unde, cum au făcut treaba asta. Da. Ok. Așadar a scăzut numărul cu 216 persoane. Pensionarii clasici, ăștia asigurări de sociale de stat. Iar cel al pensionarilor proveniți din fostul sistem pentru agricultori a scăzut cu 100 de persoane. Datele Direcției Județene de Statistică Prahova mai arată că pensia medie lunară de asigurări sociale de stat de la noi, din Prahova, a fost de 2120 de lei, mai mare cu 5,5% față de cea înregistrată la nivel național. Să spunem că asta e singura veste bună. Da, bine, nu ar fi de natură să încălzească foarte mult omul care, de exemplu, ia undeva la 1500 de lei în mână pensie. Da, da. Vorbim de o pensie medie, deci clar sunt și mai mici de 2120. Da, da, fiind cu 5%, aproape 6%, mai mare pensia asta decât cea la nivel național, vă puteți încălzi cu gândul că, nu știu, sunt alții și mai amărâți decât noi, aici în Prahova. În schimb, pensia pentru agricultori a fost de 2,7 ori mai mică, da, comparativ cu pensia medie de asigurări sociale de stat. DGST a întocmit un scurt istoric al evoluției în pensii medii, da, în ultimii ani și vedem cum stăm aici. Da, Direcția Județeană de Statistică Prahova în continuare împarte o perioadă în 4 și numește totuși trimestru. Păi da, 12 luni un an, 4 trimestre, câte 3 luni, cred că așa se raportează, mă rog. Păi, se raportează, dar da. denumește altfel perioada aia, numai denumit trimestru. Că trimestru este o treime dintr-o perioadă. Da. Hai. Azi vreau, îi fac doar statistică. Nu. Hai să vedem. 2022, primul trimestru. Pensia medie lunară a fost în valoare de 1876 de lei. În trimestru 2, iată, avem creștere. 1877. Un leu. Este. S-a dat, nu s-a luat. În trimestru al treilea, 1877... staționează, da. Iar în trimestrul 4, bubuială 1879, deci deja cornul abundenței s-a deschis grav. Pe tot anul 2022, da. Așadar, creșterea a fost de 3 lei. Puh. În anul 2023, atunci nu era, nu se raportau lucrurile la inflație, la de-astea. Da? A, ba da, ba da. Păi și atât au crescut prețul și de-astea în 2022? E, nu, probabil n-au luat în calcul majorarea funcției de rata inflației. Probabil, da. N-au luat. Au făcut calcul de fără aia. Da. De ce s-o ia? În 2023, în primul trimestru, 2116 lei. Deja am trecut de pragul psihologic de 2000 de lei. Trimestrul 2, 2118 lei.
trimestrul 3-2119 și în ultima perioadă 2120 de lei. Deci o creștere per total în 2023 cu 4 lei. Da, uite, am găsit niște detalii interesante care țin tot de statistică, apropo de pensia de agricultor, da? Și un detaliu foarte interesant derivă din faptul că în România, o țară în care, bineînțeles, meritocrația e acolo, undeva, unde ar trebui să fie. Noi am inventat-o. Da. Un român. Uite, un exemplu, citez, am găsit pe loc o chestie foarte interesantă. Eu. Un român, nu, e cazul tău, pentru că aici se spune un român care nu a muncit niciodată în viața lui. Ah, da? M-a scuzat, n-am, da? N-am vrut. Uite, un detaliu foarte interesant. Deci un român... Ce m-am întâlnit, care m-am piatră, m-am dus direct tare de tot. Care nu a muncit, deci omul în viața aia n-a avut o carte de muncă, nu s-a dus o zi la un serviciu, da. N-a făcut nimic în toată viața aia lui. Adică da, a făcut el ceva. N-a fost înregistrat. Sau a muncit la negru, sau, mă rog. Da. Da, primește, dar eu zic că se știe că n-au făcut nimic, nici la negru au muncit. Un venit minim garantat de la stat în valoare de 1125 de lei. Asta se numește indemnizație socială. Ok. Deci asta minim... Ai muncit, n-ai muncit tu banii ăștia ei. Da? Statul cumva ține. Minim, unul care n-a pus în viața lui osul la treabă sau mintea, da, primește jumătate din cât primește un pensionar, atenție, pensie medie. Medie, bun. Pensie medie asta primește minim un pensionar care a muncit toată viața. Da? Exact. Ei, pensia unui agricultor, după ani întregi de muncă, și munca în agricultură n-ar fi una dintre cele mai ușoare munci pe care noi le cunoaștem, este în medie, e un articol din evenimentul zilei de anul trecut, deci probabil lucrurile nu s-au schimbat într-un mod major de atunci până acum. 2-3 lei tot a da. Crescut. E, după ani întregi de muncă, un pensionar din agricultură are o pensie medie de, țineți-vă bine, 569 de lei. Da? Da, asta e pensia media unui agricultor român. Jumate minim unul care n-a muncit în viața lui. Păi și cum facem? Păi așa facem, că drepturile omului de stânga. Da? Acum legile sunt de stânga. Păi că oamenii care au muncit o viață, da, în agricultură, băi, chiar au muncit sărași. Da? În stânga, da, care iubește democrația acum mai mult ca niciodată, culmea, da, da, stânga iubește, uite, este sora democrației, sora mai mică a democrației, vede lucrurile astea ca fiind normale. Da? Adică, da, stânga și democrația îi țin în brațe pe aia care nu trebuie și terorizează pe aia care ar trebui să aibă grijă de ei. Că așa, da, e în tenis. Da? În democrație și în, da, stânga. Așa probabil e. Că da. Mă, bun, gândesc. Hai să mai citim ceva ca să nu intrăm pe panta depresiei într-un mod cât se poate de grav. Și de cele mai mari pensii din România? Uite, de exemplu, în octombrie 2022, cea mai mare pensie din România a fost cea unui magistrat, da, care a încasat o pensie de 41.350 de lei pe lună. Ok, bine, astea sunt altă specie. Da, mă rog, când, da. Când zici magistrat, când, da, nu-i bagi la oaltă cu oamenii care au muncit așa la modul clasic, știi? Bine, asta nu înseamnă că munca, încă o dată spun, e doar când ai cu sapă. Da. Vorbiști de agricultori. Oh, da. Noi avem niște pensii cu totul și cu totul speciale din toate punctele de vedere pe la, da, Curtea Constituțională, poate o să și vorbim despre ele. Dar niciodată, niciodată, da, diferența asta mare nu este explicată prin ceea ce a făcut, de exemplu, magistratul față de ceea ce a făcut agricultor. E prea mare diferență, da, asta este clar. Ceea ce n-a făcut ăla care n-a muncit o zi, da, în viața lui. Bine, pe ăla lăsăm în pace, ăla am zis de ce. Da. Stânga și democrația au grijă de chestia asta. Ok, hai să vedem de studenți. Cine are grijă? Da? De studenți în devenire. Da. Fonduri europene pentru primul student din familie. ZPL.ro. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare, PEO pe scurt, în parteneria cu Ministerul Educației, a lansat apelurile pentru programul Primul Student din Familie. Da? Se strigă. Da. Deși Olaf, programul se referă la studenți, așa cum îi spune și titlul, e bine, de el vor beneficia și elevi din anii terminali de liceu. Vedem noi cum și în ce fel. Da. Probabil pregăti să devină studenți. În cadrul apelurilor de tip competitiv, mamă ce-mi place, vor fi finanțate proiecte care urmăresc crearea unui cadru care să asigure acces egal la studii universitare de calitate pentru orice tânăr. Asta e la ei, da, accesul egal. Indiferent de mediul socioeconomic din care provine, fără nicio formă de discriminare și care în același timp să sprijine prevenirea și combaterea abandonului universitar. Hai să ne ocupăm întâi, oameni buni, de prevenirea și combaterea abandonului școlar.
că în România sunt mulți copii care lasă școala în spate încă din clasele ciclului gimnazial. Păi, se ocupă și de asta. Se ocupă. Ba da, au proiecte, au, da, uite, ăsta este primul proiect de genul ăsta. Primul student, da? Primul student din familie. E clar că se ocupă și de aia. Că sunt o grămadă, da? Acum le-a venit rândul studenților. Bugetul total este de 50 de milioane de euro, repartizat la nivelul la două categorii de regiuni. Pentru regiunile mai puțin dezvoltate, și aici mă așteptam să văd două, trei regiuni maxim. Păi făcă-s toate aici. E toată țara. Păi da. E toată țara aici. Ce nu e aici? Da? Ce nu e de fapt? În Bucureștiul. Că baia este, face parte, e distinct, da, din cealaltă categorie. Deci regiunile mai puțin dezvoltate. Nord-est, sud-est, sud-muntenia, sud-vest Oltenia, nord-vest, vest și centru. Păi, da? Păi stăm bine pe est, văd. Suma totală disponibilă depășește 44,97 milioane de euro. De aici contribuție UE, din care contribuție UE 38,225 milioane de euro și contribuția națională 6,745 milioane de euro. Și pentru regiunea dezvoltată, București-Ilfov, adică polul toată țara, mai pol de dezvoltare. Da. Suma totală disponibilă este de 5,029 da. Milioane de euro, din care contribuția euro, UE 2,012 milioane de euro. Da. Și contribuția națională 3,017 milioane de euro. Da, proiectele din cadrul acestor apeluri PEO, da, pot fi depuse până pe 31 mai acest an de instituții de învățământ superior de stat și particulare și de unități de învățământ preuniversitar de stat în parteneria cu instituții de învățământ superior de stat și particulare, da? Din aceste fonduri europene vor fi finanțate subvenții pentru elevii de liceu din clasele a 9-a, a 11-a. Scuze, a 11-a, a 12-a și a 13-a. Aici e ca la salariu. Da. La salariu. E probabil clasă de seral, da? Da? În valoare de 300 de lei pe lună pentru o perioadă de minimum 12 luni și maximum 21 de luni. Păi, da, și ăștia 300 de lei pe lună? Păi acum, uite, suma asta ar fi putut crește un pic dacă nu-și băteau joc de bani să le dea burse celor care aveau media 2, ceva. Da? Acolo am înțeles că se lucrează și se repartă. Au fost niște bani dați aiurea, degeaba. Uite, putea să-i ajutați pe ăștilalți cu o sumă mai mare, dacă nu erați tâmpiți în halul ăla. Bă. Pentru studenți vor fi finanțate subvenții în valoare de 330 de lei pe lună, pe o perioadă de minimum 12 luni și maximum 24 de luni. Da, primul student din familie, ăsta e numele programului, neinspirat din punctul meu de vedere, da? Mă rog, este parte din programul național pentru reducerea abandonului universitar, PNRAU, PNRAU, da? Și este finanțat din fonduri europene în cadrul programului Educație și Ocupare 2021-2027 și din bugetul de stat. Că am văzut, banii vin de acolo și de acolo. Păi bun, la studenți de ce mai dai? Că ei sunt partea mediului universitar. Păi să-i facem să ajungă până acolo, odată ajungi să se mai descurcă. Cum? Ia uite ce... Păi, că e primul student din familie, a intrat acolo și bravo lui. Bine, domnule. Dă-i acolo, că ăștia merită să aibă, ăia care sunt deștepți, care fac ceva. Da. Ia să vedem. Avem și o poză. Au un afiș al proiectului, da. Oamenii. Da? Primul student din familie, o carte acolo în stânga, în semnele Guvernului României. UE, bineînțeles că e finanțat. Se vede steagul UE acolo, finanțat de Uniunea Europeană, da? Primul student din familie înseamnă curaj. De ce? Nu știu. Păi curaj, ce curaj? Ți-e frică să mergi cu trenul? Să faci naveta? Ce? Să stai în cămin? Ce ți-e curaj înseamnă curaj? Da, sunt niște firme care probabil se ocupă de campania de marketing. Grei. Da. A. Și cam atât le eselor. Da, mă rog. Eu zic că se putea mai bine, da, ok. Ok. Bă, uite, ia, nu, stați un picuț. Haideți să prescurtăm denumirea programului. Primul student din familie, cât să zice? Primul? Vrei să zici doar primul? Nu mă, nu. Ia. Ia-o de sus în jos. Aoleu, ai văzut? Cum au trecut ei acolo? Da. Acum mi-a picat. Trebuia să pună un fond de la roșu și niște trandafiri pe acolo. Să facă steluțele aia uie pe steag uie, să le facă din boboș de trandafiri. Să nu fie steag. Da? Da. Primul student din familie. Nu știu dacă o avea vreo legătură, repet. Doar că mi se pare interesant. Ok, PSD. Când Ana... Da, mă rog. Da. Deci de aici probabil că
au vrut ei, au ținut morțiș, probabil, știi, să, să fie titulatura asta. Primul, când or face și familie. Programul primul nașpet din lume, știi, să... Săracii, cum a picat, uite, pe PNL, a, cum a picat asta. Asta avea la gura, barna. Au tras bâțul scurt. Ok. Da. Cinci tineri. Hai, mai avem un pic de timp. Hai că avem, avem. Și dacă nu o ducem până, o ducem, capăt, da, până, da, până în pauză, revenim la știri. Cinci tineri au fost răniți în urma unui accident în care un autoturism condus de un adolescent fără permis a lovit un pom. Se întâmplă de-astea a ordinea zilei. Deci nimic ieșit din comun. Doar că ceea ce scrie în continuarea titlului schimbă datele problemei. Conform rapoartelor, adolescentul era sub influența alcoolului și a drogurilor în momentul producerii accidentului. Republica News. Da. Fără permis, beat drogat. S-a întâmplat sâmbătă după amiază, da? După ce autoturismul în care se aflau tineri ăștia, condus de un adolescent în vârstă de 17 ani, fără permis de conducere și sub influența alcoolului, s-a izbit violent de un pom în pădurea Snagu. Testele rapide au indicat și prezența substanțelor stupefiante în organismul tânărului, da? Deci era și beat și drogat, ca să fie lucrurile cât se poate. Și-ți dai seama că aia cinci, nu cred că erau ei asceți. Da, ăștia cinci, probabil n-au fost testați. Nefiind la volan. Da. Da. Polițiștii au efectuat cercetări la locul accidentului, pe strada Gării din satul Șanțu Florești, comuna Gruiu. Îți dai ce-i pe acolo, ce era, da, de ei? Da. Ce au zis băieții de la sat de acolo? Ia mă, hai, uite, am mașina asta, o avem la mână aici. Hai să profităm. Cinci băieți s-au urcat acolo și dă-i, s-au înfipt în copac. Beat ăla de la volan, drogat și fără permis. Da, bine, a? Dacă ar fi avut permis, pe la urmă, nu știu ce măsură ar fi contat, mă rog, da, să zici că s-ar fi descurcat mai bine. Asta doar ca să-ți faci o idee, cam cât de sigur se simt oamenii din comuna Șanțu, ăsta, pardon, satul Șanțu Florești, comuna Grui. Da. Când oricând pe acolo, vine unul de ăsta. Mintea lui nu contează că n-are permis, ca și băut și că este și drogat, se urcă la volan, împreună cu niște prieteni sau chiar și singur, și te face terci pe stradă. Treci și tu pe acolo. Da. Sătean, ești de-al locului, da? Mai te duci cu o capră, cu o vacă, cu... te duci la pescuit. Da, așa cum am spus și în deschiderea emisiunii, da, poate reluăm după pauză ideea. Ei nu mai au instinctul de conservare la ei, nu știu, s-a tocit într-o măsură atât de mare cât a ajuns, nu știu, la nivelul mesei. Cum avem, uite, vedeți ce luceasă e masa asta, da, la noi? Da, da, da. Cam așa instinctul de conservare. Patinezi, nu mai are niciun fel de... Ok. După pauză revenim cu știrea asta. Bună seara, încă o dată salutăm, suntem în partea a doua emisiunii Trenul de Noapte de la RN TV. Bubanu și Pali. Îi dăm poștea jos din pom, da, bună seara, și mergem mai departe cu știrea. Da, niște tineri din satul Șanțu Florești, comuna Grui. Bine, nu știu dacă erau de acolo, dar acolo s-a întâmplat. S-a produs accident. Da, așa, s-au urcat cu mașina într-un pom, plecând ei așa la drum, spiritul lor de aventură foarte dezvoltat. Da, cu un șofer care n-avea nici permis de conducere, era și beat, era și drogat. Da. Da. Asta în urma testelor rapide pe care le-au făcut polițiști. În urma impactului, cei cinci tineri au fost răniți și ulterior transportați la spitale, se scrie aici. Da, probabil deci, au nevoie de diverse îngrijiri. Unul acolo. Da. Hai să vedem ce spune poliția județeană Ilfov, anunțul pe care l-au transmis. În urma verificărilor, polițiștii au constatat că tânărul, cităm acum, care conducea autoturismul, nu deținea permis de conducere. Acesta a fost supus testului cu aparatul alcool test, rezultatul indicând 0,57 mg alcool pur în aer expirat, iar la testarea cu aparatul specializat s-au obținut indicii privind prezența în organism a unei substanțe psihoactive. A, îți dai seama, da, polițiștii l-au și văzut un pic, chiar dacă era el... Păi îl vezi, că cine-i beat, e beat. Da, dar era și speriat, îți dai seama că este... momentul ăla în care te înfigi în copac cu mașina și, da, te înfigi sănătos încât să necesite spitalizare. Da? Acum nu știu cât de, îți dai seama cât de drogat, cât de beat era, că aia s-au prins. Când peste sperietura lui îl vezi că ăsta e în neregulă. Da. Bun. Deoarece acest lucru, testarea în sine, da, nu constituie o dovadă în cadrul dosarului penal, tânărul a fost condus la spital pentru recoltarea de mostre biologice, să mai spunem comunicat. În urma probatorului administrat, polițiștii stațiunii Snagov au dispus reținerea pentru 24 de ore a tânărului de 17 ani. Da, deci da, stai pentru... așa că aici, vezi, se spune în comunicatul poliției că a fost condus la spital pentru a-i se recolta, da, sânge. Da, deci pentru că... el n-avea nici pe
naiba, n-avea păi nimic. Dar pentru a-i face dosar penal... Păi da, dar în urma impactului, bă, îl duc la spital întâi să-i salvez viața. Și am și niște sânge să văd de acolo. Că așa zici că l-au dus pur și simplu. El mergea și l-a oprit. Da, eu pot să știi în ce stare era ăsta, șoferul. Pot fi avut centură, era responsabil. De obicei au noroc. Da, păi cam da. Da. În cursul zilei de duminică, acesta a fost prezentat procurorului din cadrul de caz, din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Buftea. Așa, în urma accidentului, se mai spune, s-a deschis dosar penal, ia să vedem, care vizează comiterea infracțiunilor de conducere pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere, conducerea pe drumurile publice sub influența alcoolului și a substanțelor psihoactive, urmărirea penală fiind efectuată sub supravegherea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Buftea. Bun. Și am mai spus, am avut și noi vârsta asta. Da, am făcut destule prostii. Căpșorul ne dădea ghes așa, știi? Da, bine, n-am fost. Nici eu, nici tu, hormonii. Da, nici eu, nici tu, n-am fost ușă de biserică, da. Sau două exemple de Harry Potter. Așa, puteam fi, dar s-a întâmplat ca noi doi, de exemplu, să nu fim. Și am făcut multe lucruri de care acum probabil n-am mai fi atât de mândri pe cât eram noi la momentul respectiv. Sau... Și multe tâmpenii. Da. Dar așa, bă, era o linie acolo și spuneai, indiferent că erai sub influența alcoolului, se zice, bă, o să-i două beri sau... Că altceva nu altceva prea, nu prea exista atunci. Exact, nu o găseai. Asta da. E. Ce să faci? Nu era libertate așa. Făceai o prostie, nu știu, te mai ciondăneai cu unii de la alte blocuri sau, nu știu, puneai de-alea coarne de rădașcă pe la chefuri. Ce ciondăneai? Că erau bătăi de-alea. Erau bătăi, vrei, corect. Nu că... Ăștia în ziua, dar nu se mai bat. Război civil. Da. Dar totul se întâmpla până la marginea acelei demarcări, unde era linia roșie, da. De care nu treceai. Adică dacă noi la 17 ani, sub influența alcoolului, să spui că ai fi fost, da? Unul spunea, bă, ia eu mașina lui tata. Hai să mergem, nu știu, până undeva. Cu siguranță, dacă eram acolo 20 de inși, s-o fi găsit doi tâmpii să zică da. Dar eu bag mâna, da. Cunoscând un prietenii pe care am avut și pe care încă îi mai am, că marea majoritate n-ar fi fost de acord. Ar fi zis, bă, ce-i? Putem face alte lucruri. Da, exact. Să ne distrăm. La ăștia, acum, nu știu ce le face. TikTok-ul. Păi, TikTok-ul și altele. Le face ce le face. Asta, cum ai spus și mai devreme, astea nu mai sunt știri. Ele, practic, sunt relatate așa, că fac parte din cotidian și e bine că omul să le mai știe. Dar numai o știre asta. Pe vremea noastră, poate se vorbea în talk show-uri, seara, despre un caz de ăsta. Da. Acum, corect. Așa, da. Face parte, din păcate, din normalitate, un astfel de eveniment. Atac cibernetic sinistru. Ia să vedem de ce este sinistru. Milioane de americani au fost ținta hackerilor chinezi timp de peste 10 ani, scrie republicanews.ro. Ce s-a întâmplat? Da? Toată lumea, Trump, de când era în fotoliu de președinte al Statelor Unite, țipa. Bă, aveți grijă la chinezi, la nenorociții ăștia. Bă, știi, la alții țipau pe partea altă. Bă, ești fascist. Aole, tu nu-i lași pe mexican, vrei gardul. Te iei de chinezi, prietenii noștri. Da? Ăla săracul, primul președinte negru din istoria Statelor Unite, s-a chinuit, a muncit pe brânci ca să fie prieten, să se pupe cu China și vine Trump. Acum zice, bă, vedeți că asta China e pericol mare. Aveți grijă. Da? Da. E, acum nu mai e Trump acolo, da, în fotoliu. Și iată că toată lumea începe să fie de acord cu ceea ce spunea Trump. Surpriză. Și se titrează prin... ziare, reviste și așa mai departe, atac cibernetic sinistru. Da, vedeți, de ce-o fi atât de sinistru, da? Și întreb un articol unde citim în felul următor. Conturile a milioane de americani afectate de un atac cibernetic sinistru, iată, condus de chinezi, anunță FBI și Departamentul de Justiție al Statelor Unite. Ba. Campania de spionaj cibernetic a durat peste 10 ani. Și în ăștia 10 ani nu i-a deranjat nimeni? Că acum și... Nu cred că au aflat acum. Statele Unite, exact, au niște departamente specializate care se ocupă fix de lucrurile astea. 10 ani n-au știut sau... Și a vizat o mulțime de oficiali americani, dar și britanici. Păi au știut, dar prioritar era să se pupe cu chinezii, nu să facă scandal. Altă problemă. Aia era. 7 cetățeni chinezi au fost acuzați de implementarea unei campanii de atac cibernetic pe scară mare. Mi se pare cam puțin așa cei 7 fantastici. Ce poate să facă 7... Și unul, dacă da, mă rog. Hackerii au vizat o gamă largă de ținte, printre care membri ai personalului Casei Albe, senatori americani, parlamentari britanici și oficiali guvernamentali din întreaga lume care au criticat Beijing-ul. De-aia e sinistru. Am înțeles. Că dacă atacau chinezii așa oameni, cum atacă oricum hackerii, da, oameni de rând, să le fure datele, să le așa, dar asta
să ne înțelegem. Ăștia sunt hackeri chinezi, siniștri ăștia de care se scrie în presă, sunt hackeri chinezi, da? Deci acum China, ușor, ușor, trendul este să fie văzută ca un pericol. Ceea ce e. Da. Da? E, problema este că pe partea aia alaltă, acum 10 ani, China nu era văzută ca un pericol. Și dacă atacă hackerul un om pe mine, pe Bubanu, pe telespectatorile, nu mai atac sinistru. Dar dacă atacă pe cineva de la Casa Albă, e sinistru. Și iarăși un lucru foarte important, toate datele noastre sunt furate în mod legal. Deci în mod legal, prin lege, da? Au inventat toate aberațiile astea cu GDPR, cu dreptul... Bă, care lucru se respectă? Nu, se respectă, dar degeaba se respectă. Adică ei au inventat asta ca să dea un aer legal al faptului că tu ești furat. Eu am avut de-a face în interiorul unor instituții ce țin exclusiv de statul român. Și angajați de acolo, când mi-a spus de GDPR, se uitau la mine ca rața la sudură. Adică eu nu știau ce e ăla, nu că nu aveau formulare pe care să mi le dau să le completez. Da, nu există, adică nu există așa ceva, n-are cum să te protejeze sub niciun fel denumirea aia, că e practic o denumire. Da? Da. Nu-ți protejează datele tale sub nicio formă. Datele tale zburdă de la unii la alții. Normal. Bun. De asemenea, au fost vizați și contractori din domeniul apărării, iată lucrurile cât se poate de serioase, dizidenți și companii de securitate. De-aia este sinistru, că dacă ne viza pe noi... N-au hackerit site-uri de cofetării, n-au hackerit companii de publicitate, dar au hackerit companii de securitate și contractori din domeniul apărării. Și dizidenți. Acolo. Asta-i. Dizidenții lor, chinezi care probabil sunt Statele Unite, da? Operațiunea de hacking a dus la compromiterea confirmată sau potențială a unor conturi de lucru, e-mail-uri personale, stocări online și registrarea convorbirilor telefonice aparținând la milioane de americani. Iată, că au lucrat și în masă, da? Departamentul de Justiție a Statelor Unite a numit această campanie de hacking o operațiune globală prolifică. Au zis, băi, le-a ieșit. Da. Susținută de guvernul chinez, având ca scop reprimarea criticilor regimului chinez, compromiterea instituțiilor guvernamentale și furtul de secrete comerciale. Băi fraților, mi-aduc aminte pe vremea băiatul ăla Obama, da? Deci cum era prezentată China ca cea mai exemplu pe care trebuie să-l luăm toți extratereștrii dacă vin la noi pe pământ, da? Că tot îi așteptăm de mult. America, Obama, spune așa, băi, fii atent, ambasadorul extraterestru nu știu care, ia exemplu de la China de aici și duceți și voi acolo când vă duceți acasă, faceți și voi ce fac chinezii, că uite ce boom economic au ei. Priviți, o țară comunistă, dar bă, atenție, că știi că ziceam atunci noi doi, când vorbeam la radio, zic, bă, cum naibai țin ăștia în brațe și îi pupă pe chinezi când ăștia sunt comuniști? Da. Da? E, uite că se putea atunci. Deci Statele Unite și toată lumea, UE și toți, luau în brațe China, o pupau, da? O țineau bine, nu, ăia furau de peste tot, pe față furau. Și nu le zicea nimeni nimic. Iar acum, când s-a sucit un pic trendul, se vorbește despre China în felul ăsta. Păi îi luai în brațe, da? Pentru că ei te țineau de picior deasupra balosai de la balcon. Și dacă nu îi luai tu în brațe, îți dădeau drum. Da, nu i-a luat nimeni, cred că, de plăcere. Dar... Păi și acum... Da. Tot aia e, da? Ia, dar îmi place asta. FBI a transmis un mesaj ferm, se spune în articol, că spionajul cibernetic nu va fi tolerat. Păi și 10 ani, cum adică nu va fi? Ia e vrăjala, mă, cum se dă cuvântul acum? Cum? Tot din vorbe. Păi dar cum să înghit eu pe asta? Da. Cum, băi, nu am cum. E, uite, înghit-o așa. 10 ani l-am tolerat. Ok. Că așa a trebuit. Sistemul a dat comanda să tolerăm. Iar de acum nu mai tolerăm. A. Gata, ok, frate. Așa da, poate. Și un pic de lămâie. Și noi credem. Hai, cu un pic de lămâie poate intre. Deci gata. Toleranță zero față de spionajul cibernetic și că vor continua să-i urmărească pe cei care amenință securitatea și prosperitatea. Pe asta au făcut și până acum. Eu urmărit cum lucrează. Națiunii, da. Da, și au zis, domne... Să nu-i încurce naibii cineva. Drumul de dreapta ca ăsta, ca Trump. După ce i-au urmărit pe hackerii chinezi cum lucrează, au zis, domne, a fost o operațiune globală prolifică. Da, așa? Da. Mă, ce de-a fost în copilul aproape că, deci,
l-au prins pe unul aplaudând. Da. De acolo, de la FBI. Exact. Ambasada Chinei la Washington nu a oferit imediat un comentariu, iar ambasada Chinei la Londra a respins acuzațiile ca fiind complet fabricate și calomnii rău intenționat. Da. Da. Mă rog. Clar. Așa, ei chinezi în general nu se ocupă cu astfel de lucruri. Da. Foarte bine. Da. Ok. Panorama. Cum este distribuită avuția în lume și cât au românii din ea? Ia să vedem. Actualitatea prahoveană.ro. Chiar dacă cei doi ani de pandemie s-au caracterizat prin lipsa predictibilității economice și prin puternice fluctuații ale cursului valutar, iar 2022 a venit cu o inflație uriașă, zici că a venit așa, săracu, da, da. El nu că totul a fost calculat și că pandemia, unul dintre motivele pentru care a fost inventată ea, a fost asta, da, pe plan economic. Avuția netă, deci chiar dacă, atenție, da. Cu toate astea ce am zis până acum, avuția netă a gospodăriilor a crescut la nivel global. Acum când zici gospodărie, eu nu cred că te referi neapărat la ce are în bătătură, nu știu, musc. Da? Când zic gospodărie, eu înțeleg ce am în bătătură eu, omul de rând, palii, ce are în bătătură bubanul, ce aveți voi. Da? Nu ăștia mari șmecheri ai lumii. Pentru că, într-adevăr, unul dintre rezultate a fost creșterea uluitoare a averilor lor. Odată cu pandemia. A bogaților, da. A fost creșterea uluitoare a averilor lor după nebunia aia din 2009, prima criză aia de-o știm noi mare, da? Da? Imediat aia șmecherii au făcut bani de n-aveau ce să mai facă cu ei, oricum n-aveau ce să facă cu ei, da? Iar ăștii alții, din ce munceau mai mult, erau mai săraci ca acum. Ăsta este trendul, da? Da. Creșterea prețului activelor este una din cauze, bubanul. Noi, noi interpretăm tot timpul. Într-o activă ne sculăm, da. Într-o activă ne culcăm. Păi, adică nu mai ceea ce dorim tuturor. Da. Potrivit ultimului raport publicat de Credit Suisse despre avuția globală, ia se vede, în 2021 era COVID după noi, că iar n-a păcat. Da. Aceasta a crescut cu 9,8%, fiind cea mai mare creștere anuală înregistrată vreodată. Uite, ca să mai spunem cineva că pe perioada COVID-ului da. N-am dus-o bine. Păi da. Da? La sfârșitul anului 2021, averea globală, toți banii de lume, cum spuneam noi când eram mici. Bă, dacă aș avea toți banii de lume. Da, că asta e. Cum zicea ăla, nu Cichician, ăla altul, Chuck Norris. Bă, câte flotări faci? Pe toate. Pe toate. Câte poți să fac? Pe toate le fac. Ia, averea globală, toți banii de lume. Păi și ei, voștri, și ei, noi, toți, la un loc, 463,6 trilioane de dolari. Da, când eram mici vorbeam așa, catralioane, da, catralioane, trilioane, da. Și venea la Jordea cu infinitul. Da, da, da. Deci da, am da. Eu un infinit de dolari. Un infinit de dolari. Și se bloca. Așa, cu 62,5 milioane. Milionari. Cu 62,5 milioane de milionari. Stai așa, ce e aici cu 62,5 milioane de milionari în dolari în toată lumea? Da. Da. Atât să fie, atât de... Nu se par mulți. Nu. Nu se par mulți? Da, sunt prea mulți. Mă, atât să fie milionari în dolari în toată lumea, 62,5 milioane. De fapt, stai puțin, că dacă stai spre 9 miliarde de oameni... Da. Da, corect. Da, nu, stai că mi se par puțin acum. Okay. Cred că listim noi, da. 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 Lideri, când vine vorba de numărul milionarilor și de averile înregistrate la nivelul gospodăriilor, eu dau cu gospodăriile, da. Să mascheze un pic așa, adică să avem și noi impresia măcar, că din prosteala asta parte, de vorbe, da. Că facem și noi parte din cercul ăsta, știi? Da? Deci lider când vine vorba de numărul milionarilor și de averile înregistrate la nivelul gospodăriilor sunt China. A! Și Statele Unite. Bine, ăștia matematic, așa da. Sunt mulți. Au de unde. Selecția la nivelul mare. României, iată că au ajuns și la noi în curte, apropo de gospodării, da. Avuția totală, vorbind doar de România aici, este de 640 de miliarde de dolari. Deci cam ăștia sunt toți banii noștri și nu sunt doar cash aici, probabil sunt și active și da, de 640 de miliarde de dolari. Românii au o avere medie pe adult calculată la 20.389 de dolari. Atenție, medie, fiecare român, medie, pentru da. Că e sărăchie mare în țară. Exact. E sărăchie mare, adică nu știu cât suntem noi. 17 milioane, 16, cât a mai rămas? Ăștia zic că suntem, n-aș merge ăștia zic că suntem ca nemții. 80 de 100 și de milioane, da? Strict, ăștia care stăm în țară acum, nu cred că ajungem la 16, da? Recensământul a zis altfel. Din ăștia 16 milioane, vreo 15 milioane și ceva sunt pe sărăcie. Da. Da? Și ăilalții șmecheri, un milion de oameni, ăia ridică media. Da, dar nu vă închipuiți, uite mie, mi se pare o sumă mare asta, 20.389 de dolari
media pe cap de locuitor, adică fiecare român, în medie, are o avere de 20.000. În, da. Tradusă, în casă. E așa, în vorba radio. Bancului. Ia și gărățile astea de datorică. Păi da. Da. De cealaltă parte, iată, datoria pe adult, deci copiii n-au datorii, este în medie de 3.600 de dolari. Deci avem și o datorie. Păi da. Așa. Dar mult mai mică decât averea. Corect. Potrivit raportului Credit Suisse, publicat în luna septembrie, probabil 2023. Probabil, nu o să da? Mai scrie aici, dar cred că da. Așa. În datoriile astea intră banii pe care avem să-i dăm la diversele împrumuturi făcute până acum. Banii pe vaccin, dar așteaptă aia să le dăm banii pe vaccin, că da. Am cumpărat noi trilioane de vaccinuri, da? Ca să ne vaccinăm. Eu aș vrea să-i băgăm la plată și pe ăștia, pe televiziuni. Da? Televiziunile, media, în general, a primit bani. Deci media a primit bani la momentul de la guvern. Deci, atenție, era treaba clară. Bă, luați banii ăștia ca să-i prostiți pe oameni, să-și facă vaccinul. Asta a fost ordinul, da? E, nu, și primeau legal. Să treci cu bine peste perioada aia. Noi vorbim acum că putem vorbi, atunci nu ne dădeau voie. Am primit avertizmente și eu și Bubanu. Da, da? Când am vorbeam, primit. Când spuneam adevărul. Că așa e presa liberă în am România. Am fost chemat și, avertizați. Da. Da? Și cu atenționarea se mai întâmplă odată. Da. Bun. Ne vor lua din banii aia foarte mulți pe care, care îi câștigam ca salariu. Da. Ok. Da? Deci noi am spus atunci lucrurile astea. Păi da, dar uite, acum o spun. Și acum parcă le zicem și noi altfel, mai cu fruntea păi sus, că avem voie, că a trecut. Nu, acum, nu mai zice nimeni nimic, de voi acum încep, peste tot. Încep să o spună și cei care la momentul ăla nu spuneau, ba din contră. Aia care nu spuneau la momentul ăla și puteau permite să spună despre mine și despre tine că suntem niște mizerii de oameni care dezinformăm. Acum, când se pare că am avut dreptate, ăia care atunci spunea că noi dezinformăm, dezinformează și la rândul lor, cum dezinformam noi atunci. Da, să știi că din oameni întâlniți pe stradă nu prea am auzit pe cineva să pună capul în pământ să zică da, am greșit. Dar m-am lăsat prostit în halul ăla. Nu am văzut. Am văzut în schimb pe foarte mulți care evită subiectul și sunt deranjați pentru că se știu vinovați, se știu că au fost prostiți, efectiv. Știi că și preferă să nu vorbească despre chestia asta. Vorba aia. Știi că ai acolo un elefant în dulap. Da, cum se zice. Okay. Da. Și asta e șmecheria, colegul, da? Acum putem să vorbim de lucrurile astea. Am văzut la televiziuni. E altceva. Eu aș vrea de asta că început să-mi dea, scuză-mă. Da. Ăia, da? Televiziunile toate care au primit bani să înceapă să dea bani acum pe vaccinurile alea, să le plătească ei. Da, și ei. Da, să plătească. Da. Și eu sunt de acord. Uite, am văzut televiziuni care acum discută la ore de maximă audiență despre efectele adverse ale vaccinurilor făcute în perioada pandemiei. Mă mir. Da? Că probabil zice cineva de așa ceva. Și au început să o zică din ce în ce mai mai aprins și mai pățiși. Erau fetele alea pe la televiziunile Prime TV și de-astea media de calitate din România. Alea apăruseră atunci ca ciupercile după ploaie. După aia nu le-am mai văzut. Nu le-am mai, am vrut și eu să văd, s-a terminat pandemia, să le mai văd la față, la carcasă. Să mai atace și nu știu ce subiecte, habar nu am. Economice, sociale, politice, treaba lor. Nu mai sunt. Dar în pandemie erau non-stop. La 3 minute apăreau. Au ars pe TV. Repet. Au ars prea repede. Oamenii ăia să vină să dea bani. Da? Și ei. Păi și ei și noi. Las că noi dăm, dar noi dăm pe greșeala lor. Da. Pe nemernicia lor. Hai, repede și Botswana, să-i lăsăm sau nu știu cum facem? Să-i lăsăm pe... Noi lăsăm, hai să... Hai în Botswana. Păi da, dar e păcat așa. E păcat, da? E frumos, e cam, e cam păcat că, îți dai seama, din Botswana până în Germania e cale lungă. Este. Și nu e bine să o iei așa la fugă, aiurea. Mai ales că, na, are pasul mare ăsta. Sau putem spune despre un elefant care are pașii mari, care are patru genunchi. Uh-huh. Da? Elefantul are pasul mare, dar totuși el nu... Mă iei la alergat așa, că ai văzut, elefantul merge încet, dar sigur, cam că a apăsat. Și în general nu-i faci rău, căci care ține de minte, foarte și mult. Asta, da. Și nu prea te uită, da. Da, este o știre într-adevăr care strânește râsul, dar dacă stai bottom line așa, dacă tragi linie, este o crimă ceea ce se întâmplă acolo la de proporții uriașe în Botswana. Deci efectiv ăia omoară elefanți, mă rog, la adăpostul explicații că bă, nu mai putem cu ei.
Dar cum începe ăștia să omoare urși la noi, da, că bă, nu mai putem cu ei. Ba, ați văzut, îi aduc prin oraș, în Ploiești, unii cred că ursul vine de capul lui în Ploiești, în centrul orașului Ploiești, da? Care nu e foarte aproape de codrii seculari și de munți. Dar e totuși la șes Ploieștiul. Dar unii cred că ursul vine la Ploiești de capul lui. Sau de plăceri. Sau, da, mă rog. E, cum au ăștia boală pe urși acum și-au băgat niște scheme, niște inginerii de-astea ca să omoare mai ușor, așa sunt ăștia în Botswana. Spun că, bă, ne distrug culturile, ne calcă pe cap, pe stradă, așa, să avem mulți elefanți. Bă, și au, stai așa, uite, zicem doar atât. Deci, cam câți elefanți sunt în Botswana? 130.000. Da. De elefanți. Sunt. Deci, bă, ăștia 130.000, ăla, bossul Botswanei, a zis că le trimite nemților 20.000, că nemții s-au luat de el, prin ecologiști, bineînțeles, că ăsta omoară elefanți. Dar bine, acum, dacă tot e să fim corecți și atât de îngrijorați de soarta acestor animale, bine, noi chiar suntem ca iubitori de animale, părinți, îi doare undeva. A, ori fi câteva ONG-uri sau, da, la nivel politic, îi doare pe undeva, da, de elefanții din Botswana. Revenim cu elefanții ăștia, de la Botswana pentru Germania, 20.000 de elefanți să trăiască. Să știe. Mâine suntem Bubanu și Pali. Hai, Pali. Ai făcut ca cine? Ca președintele Botswana, când se enervează. Noapte bună.